Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să fac instalarea routerului TP-Link Archer C2. Ok, într-un tutorial anterior v-am prezentat unboxing-ul, astăzi am să vă arăt instalarea. Cum instalarea decurge foarte rapid la toate modelele TP-Link pentru că le-au făcut foarte ușor de configurat, am să vă dau câteva caracteristici despre routerul nostru, pentru cei care nu au văzut încă unboxing-ul. Caracteristicile routerului Archer C2 sunt următoarele. Caracteristici hardware, 4 porturi LAN, care se văd aici cu galben. Avem un port WAN, un port USB 2.0, buton VPS reset, buton wireless pornit-oprit, buton alimentare pornit-oprit. Două antene dual band externe detașabile. Da? Aceste două antene le putem îndrepta fără nicio problemă. Ok, acum caracteristici wireless. Este un dual band, vine cu o rețea de 2,4 GHz și o frecvență de 500 GHz care funcționează până la 733 de megabits pe secundă. Frecvența de 2,4 GHz până la 300 de megabits pe secundă, iar frecvența de 5 GHz până la 433 de megabits pe secundă. Ok, acum cât despre caracteristicile software, am să vă arăt la instalare ce găsim în interiorul acestui TP-Link. Cea mai ușoară metodă de a instala acest TP-Link, avem nevoie de cablu de internet pe care trebuie să-l conectăm la laptop. Îl introducem în oricare port dorim, dar să fie de culoare galbenă, da? Pentru că am să dau un zoom. Pentru că la culoare albastră trebuie să introducem internetul. Ok. Acum voi da zoom pe laptop. Deschidem Google Chrome și tastăm google.ro. De obicei, la modemurile TP-Link, suntem redirecționați direct către IP-ul routerului nostru. Astăzi văd că nu funcționează acest lucru, așa că vom merge la command prompt, vom scrie cmd în bara de search sau de start a Windows-ului nostru și voi scrie ipconfig ca să văd ce IP mi-a fost alocat. Desigur, acest lucru puteți să-l faceți și mergând aici la Network and Internet Sharing ca să vedeți ce IP v-a fost alocat. Eu folosesc această metodă pentru că mi este mai la îndemână. Da, și văd că mi-a fost alocat IP-ul, am să dau un zoom, 192.168.0.100 și văd că am mai jos cu 3 căsuțe gateway 192.168.0.1. Ok. Așa că voi tasta în browser acum 192.168.0.1 și dăm Enter. Ok, ni s-a deschis interfața de la TP-Link. Aici introducem parola admin, deci userul admin, parola admin. Ok, aceasta este interfața routerului nostru. În partea stângă avem Quick Setup, Network, Dual Band, Wireless, West Network, DHCP, USB Settings, deci are foarte, foarte multe setări. Bun. Odată ce am ajuns la acest pas, vedeți că s-a deschis ca primă pagină Quick Setup Start, adică cum să ne setăm rapid modem. În acest moment, trebuie să introducem cablul de internet pe care îl am aici, un cablu de internet, în portul albastru. Ok. Acum revenim la laptop și voi da click pe Next. Aici ne întreabă că dacă dorim să
configurăm ambele rețele, da? Eu dau click pe Next. Din nou click pe Next. Aici ne întreabă ce parolă dorim să setăm la rețeaua wireless. Dau din nou click pe Next și Save. Ok, acum se salvează configurările. În cazul meu totul este automat. De ce? Pentru că eu am internet de la Rom Telecom. Deja internetul meu trece printr-un router, așa că am setat aceste pe link să-și ia IP-urile în mod automat pentru a putea configura fără nicio problemă acest router. Și acum am să vă arăt că merge google.ro fără nicio problemă sau voi intra pe website-ul nostru tutorialevideo.info. Ok, dacă v-a plăcut acest tutorial video, dați un like și un share pentru că așa ne puteți ține online ca să continuăm să facem tutoriale video interesante. Am să vă arăt puțin și becurile de pe modem. Sunt de culoare verde și antenele detașabile. Ok. Atât despre instalarea TP-Link Archer C2. Pentru alte întrebări sau comentarii vă stăm la dispoziție. Toate informațiile pe care le-am prezentat în acest video le veți găsi și pe website-ul tutorialevideo.info, unde vă așteptăm cu noi sugestii sau cu noi cereri pentru tutoriale. La revedere!